Salutare, bine ai revenit pe Cryptois În acest video mă voi uita pe Bitcoin, Ethereum și Eagle. Mă interesează până unde pot să crească aceste trei monede pe termen scurt, dar și pe luna august-septembrie. După cum știm s-a anunțat CPI, Consumer Price Index 8.5% în SUA și acest lucru a fost perceput pozitiv de piața cripto. Era cât se anticipa, nimic mai mult. Asta a contat foarte mult pe un termen scurt, având în vedere acea Asta veste eu cred că piața cripto nu va cădea foarte rapid cum s-a întâmplat în trecut. Am crescut un pic și după aceea am căzut foarte repede, deoarece de data asta mi se pare că veștile sunt chiar ok. Ne vom uita pe Bitcoin, Ethereum și Gold, în special pentru rezistențe la care se pot pe termen scurt. Voi să vă mulțumesc și celor care au fost prezenți pe live ieri, am făcut live marți și o să încerc să fac mereu vineri și marți, așa că pe ceilalți vă aștept vineri și pe cei prezenți oricum. Nu uitați să-mi dați follow pe Insta, pe Twitter, dacă nu aveți Twitter ar fi bine să vă faceți Twitter, să urmăriți acolo persoane, să fiți la curent cu ce se întâmplă în spațiul cripto. Vă mulțumesc foarte mult membrilor și Patreonilor, acestea fiind zise, să trecem pe grafice să vedem ce se întâmplă și sunt pe Bitcoin în primul rând, suntem pe 8 ore, dar de această dată dăm un pic pe 4 ore, deoarece am făcut oricum analiză pe 8 ore și și ne interesează mult. Pe 4 ore, candela verde pe Bitcoin, avem de data asta o percepție pozitivă din piața cripto pentru anunțul de CPI din SUA, ceea ce mi se pare ok și volum de bai pe Bitcoin, eu nu cred că va veni ceva de genul acesta, o cădere bruscă, cum am menționat, nu sunt 100% sigur, nu fiți 100% sigur nici pe voi, nici pe ce analiză faceți, mereu să fiți un pic sceptici, e vorba de muncă care durează ani și ani de zile. Eu cred că luna aceasta sau luna viitoare, cum am mai și menționat, inclusiv pe Discord, puteți să intrați și pe Discordul gratuit, cred că Bitcoin se va duce până la 28.800, fost un nivel de suport foarte important pentru Bitcoin de Anul acesta, sincer, nu am niciun interes nici să se ducă Bitcoin la 28.800, nici la 45.000 neapărat, nici să pice la 15.000. Eu așa cred că se va întâmpla, deoarece uh, scenariul este pus oarecum pentru piața cripto să se. mi se pare mie, după percepția mea, să se întâmple acest lucru. pauză la Fed și acum cu inflația care pare că e uh, într-un. Uh, Old time high care se va opri. Deocamdată cel puțin mi se pare foarte plauzibil. Ne uităm pe VPVR suntem pe 4 ore pe Bitcoin și până la uh, suportul de la 28.800 nu există nimic. Uh, avem câteva noduri micuțe de interes. Desigur, asta nu înseamnă din nou că 100% gata din două candele se îndreaptă acolo, dar mi se pare setup-ul perfect să revenim la 28.800. Cam asta cred eu, însă nu cred că am scăpat nici de capitulare, nici de low-ul acesta 17700 pe anul ăsta și anul viitor. O să tot repet chestiile astea, prin repetiție învățăm oricum. Pentru 4 ore mai punem un higher low, trendul arată excelent, desigur, dacă nu exista această veste care oricum mereu s-a întâmplat așa pe piața. Crypto, mereu avem vești pozitive, vești negative care influențează pe termen scurt prețul. Dacă nu se întâmpla, Bitcoin nu putea spice la 22.050, făcea un lower low, schimba un pic trendul cel puțin pe un termen scurt, dar întâmplându-se lucrurile în felul acesta, în momentan pare foarte bine. Ce vrem să facă? Un higher high față de acestea două să se îndrepte spre linia noastră de trend. Cam pe la 26.000 prin zona aceasta aș vrea să-l văd, nu dintr-o candelă. În câteva zile, poate până în weekend, poate pe live-ul de vineri reușim să-l prindem pe la 26.000. Plausibil acest lucru pentru mine, rămâne de văzut oricum dacă se întâmplă, ia să vedem pe 4 ore RSI-ul și MACD-ul, RSI -ul împinge frumos la 60 pe 4 ore, dar după cum vedem nu s-a dus încă pe Bitcoin în supra în zona verde, deci mai e loc, mai e loc să, să avem ceva creștere, MACD-ul nici se apropie de cross, vreau să zic că nici nu a avut cross încă, se apropie e aici, pe 4 ore trebuie să vină cross pentru o confirmarea creșterii din zona neutra histogramei, deci uh, ne așteptăm și la el să împingă ceva de genul. Mă aștept să se continue această urcare, v-am zis că am stat cu minte și n-am luat nicio poziție, n-am mai riscat de această dată, niciun caz nu mai luam short cum am luat aici, deoarece mi-am învățat lecția, am luat short tot așa pe știri, nu a ieșit, n-am pierdut mult 15%, acum nu, nu am mișcat absolut deloc dar la un eventual breakout peste zona aceasta 24.000 s-ar putea să fac ceva ce eu nu prea fac și se iau long pe continuarea trendului. De ce nu? E un început pentru toate, eu de obicei iau short la retestare sau long la testarea unei rezistențe, o să mă gândesc oricum, suma nu e foarte mare, suma riscată, deci nici nu mă interesează că iese sau că nu iese, fiindcă știu că pe termen lung uh, voi fi câștigător. Fix ca la poker e cam aceeași mentalitate. Avem trei soldați albi, dar mai degrabă e un uh, caporal mare aici, nici nu mai pot să-i zici soldat. Trece peste medii, trece peste medii Bitcoin și arată bine. Să vedem să nu-și găsească un mic double top aici, dar indicatorii ne-ar spune că poate să împingă uh, spre 26.000 din punctul meu de vedere în câteva zile. Să vedem și etereumul, ce ne zice. Și acesta arată foarte bine. A trecut de o zonă foarte importantă de suport din trecut, care am zis că va juca rol de rezistență 1782 de dolari. Trece peste aia dintr-o candelă foarte frumos. Vrem să închidă peste ea, vrem, vrem să țină 1780 de dolari. Acum, cine n-a cine luat etereum pe la 9000 900, când am și menționat zona aceasta 1042, am avut chiar și 1400, pare, pare slab aici baiul la 1400 când pică zona, acum nu mai e așa slab, aveam și 1700 în trecut, deci uh, toate zonele uh, vers trec pe profit. N-am de gând să vând, țin pe termen lung, eu chiar aș vrea să se mai întoarcă pe aici, să mai acumulez, dar așa ca idee cu un plan și dacă te ții de el până la urmă vei fi răsplătit, trendul arată foarte bine și pe Ethereum facem higher high lower lows, nu, nu ai de ce să te îngrijorezi, ceva VPVR 1971 pe aici, s-ar putea să avem o rezistență locală până să se ducă în 2000, desigur că Ethereum mai are și uh, update-ul care urmează, dacă o să fie, că a fost amânat de multe ori, s-ar putea să fie un pump pe update, după aceea un dump, dacă nu se face update-ul să fie un dump direct, mare atenție cum îl jucăm și pe el, dacă avem ceva profit și vrem să ne luăm profit, n-ar fi rău, dacă avem încredere să-l ținem foarte mult pe termen lung și, de exemplu, cum am eu, dacă mi-ar pica din nou în zona de 1000, eu n-aș avea nicio remușcare că n-am vândut la 1800, să zic, dar mă gândesc dinainte la aceste lucruri, așa ar fi bine să faceți și voi, bye! bai pe Ethereum, un volum bun, pe 4 ore, ne uităm la RSI și MACD. Important e că e încredere în cripto pe termen lung, deși la un moment dat părea că gata, a dispărut încrederea, vin și perioadele astea în care ni se confirmă că este încredere, eu sunt aici am fost, voiam să zic mereu am fost, n-am fost chiar mereu, dar de un an și două, trei luni, cred, am, am tot fost. Intră aproape de supracumpărat pe un termen scurt și etereu, dacă trecem în zona taurilor, oricum are loc, am și mai mult, e loc ca acest uh, migran, această mică candelă verde care nu chiar așa mică să continue, cross pe MacD, aproape confirmat pe Ethereum, ceva normal, ceva normal. Indicatorii nu par totuși că ar fi în supra uh, cumpărat pe 4 ore, pe 8 ore, nici atât pe daily nici atât. Mă gândesc, ia să vedem și pe daily Ethereum, nu s chiar în supra cumpărat și cu această uh, această energie pozitivă din piața cripto, de aceea eu cred că se poate împinge un pic mai sus. Ethereum aproape de 2000 oricum dacă reușește să ne recucerească zona de 1782 unde a fost printr-unghi, ăsta foarte foarte frumos foarte frumos ar fi pe un termen mediu rămân încă pe un termen lung rămân precaut la un eventual flash crash <laughs> mare atenție peste medica, de obicei nu avea cum cu această candele să nu uh, distrugă mediile pe 4 ore chiar și pe 8 ore. Foarte, foarte ok momentan. Și Eagle, pentru încheiere, să vedem uh, ce face Eagle, deoarece se joacă un pic cu triunghiul meu, uh, Eagle, du și anume mi-a plăcut când a spart 65 de dolari rezistență foarte importantă din punctul meu de vedere. Uh, Eagle a arătat ceva putere Spărg în 65 de dolari, apoi a picat înapoi în triunghi și nu mi-a mai plăcut acest lucru, destul de bearish, dar. Pe această știre pozitivă, pe acest hype din piață, iese din nou de, din un pune un high, high, excelent. Momentan, Candela nu a arătat că se duce până aici la 70 de dolari și după a picat până la 66, să spunem. Nu, se ține destul de aproape de Wix, aici sus, deci lucrurile arată ok. Dacă vedeam Candela că s-a întors până aici, vă ziceam, vedeți că deja cam s-a epuizat uh, treaba cumpărătorii. Au uh, și -au cumpărat cât au putut, vânzătorii au venit și le-au dat cu ciocanul în cap. Momentan nu e cazul de acest lucru și cu un higher high, high uh, e-goldul ne arată. Vă spun eu că acest preț de 68.82 de dolari nu a mai fost atins din uh, 8 iunie 7 de prin 7 iunie. Deci uh, iunie, iulie, august avem două luni și ceva, avem un nou maxim pe Uh, EGLD în ultimele două luni cu această candela verde, țineți scons și uh, de acest lucru, prima zonă 75 de dolari, fosta zonă de suport. Foarte bine dacă e uh, goldul a reușit să ajungă până aici să ne închidă peste 75 cu cât în afara triunghiului cu atât mai bine dacă testează 65 de dolari ca suport și reușește să ia această zonă ca suport din nou îmi place uh, foarte mult și acest lucru dar ne uităm pe 4 ore să vedem rsi și MACD dacă sunt în supracumpărat nu sunt uitați asta e bine asta e bine că pe 4 ore rsi n-a intrat încă în zona verde în supracumpărat de exemplu. Dacă vezi chiar și pe 4 ore restaiu aici la 95, zici, băi, arată bine, a pus higher high, high trendul arată bine, dar trebuie să dea un pic înapoi cât de curând, că e, este cam supracumpărat. Ne uităm și pe daily, vedem RSI-ul 85, băi, un pic supracumpărat. Momentan e loc, asta, asta îmi place că e loc să mai urcăm, nu o să urcăm în continuu. Nu o să urcăm până la 28.000, gata, în continuu, dar pe un termen scurt, e du peste 70 de dolari se prea poate. macd arată ok, este încoz, în, încă în zona neutra, adică nici macd nu s-a dus, nu-l vedem aici extraordinar de sus, din nou să ni se pară că a rulat mult prea mult. RSI-ul a ținut media ultimelor lor, 14 candele pe daily, că am rămas pe daily, v-am să zic pe 4 ore, deci chiar și pe daily indicatorii RSI și MACD pentru momentul mă arată ok, peste medii, normal pe 4 ore nu mai trebuie, legând din și logic, când vedem așa candele Bitcoin, Ethereum și am ajuns la Eagle, este clar că și acesta rulează peste medii cu ultima candelă, deci nu prea poți să te mai legi de medii decât la o eventuală retestare, un eventual drop, dacă vedem ceva de genul ăsta, 9, 21, nu ar fi rău deloc, oricum, momentan și EGLD-ul, ok, target 75 de dolari pentru mine, momentan nu acționez nimic, v-am zis, doar poate cred că... Uh, vin cu un long din acesta și eu, eu pun long în bear market când am pus numai short revin pe un long, sper să nu stric piața. Uh, cam asta a fost un update scurt pe Bitcoin, Ethereum și gol Nu uita să lași și like, să spui ideile în comentarii și ce ți mai dorești tu să vezi pe acest canal. Eu încerc să fac content constant și mă bucur că ceva lume apreciază aceste lucruri. Ai grijă de tine și ne auzim pe Discord. Salut!